Domnule prefect, cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu-Sirve-Călăraș sunt adunate pentru festivitățile organizate cu ocazia zilei de 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România. Sunt prim ajunt al inspectorului șef, locotenent colonel Stoian Codruț. Bună ziua! Să trăiți! Și la mulți ani! Domnule prefect, domnule primar, stimați colegi, domnilor doctor, dragi colegi, astăzi, ca de obicei pe data de 13 septembrie, chiar dacă a coincis cu altceva drag nou, începerea anului școlar, unde marea majoritatea noastră avem copii și a trebuit să ne ducem și copiii la grădiniță, la școală. După, sărbătorim și noi, pompierii, o zi a noastră. Sunt 173 de ani de când se sărbătorește Ziua Pompierilor de la bătălia din dealul Spirii. În fiecare an, cum am spus, pe data de 13 septembrie. Și la noi, la pompierii călărășeni, încercăm să sărbătorim și să facem niște manifestări în această zi, chiar dacă suntem și în plină pandemie. Ne-a permis anul acesta, față de anul trecut, să facem această adunare. Încă suntem într-o situație bunicică, să sperăm că totuși, deși, nu știu, sunt cumva destul de dificile și statisticile arată ceva un pic mai rău, dar să sperăm că n-o să fie chiar așa de rău, să ne rugăm să avem totuși parte de liniște și de viața pe care am avut-o înainte. Domnule prefect, vă rog să-mi permiteți să vă adresez rugămintea de a ne spune câteva cuvinte legate de ziua noastră. Ca de fiecare dată vin cu mare drag și mare respect în fața dumneavoastră. Ziua Pompierilor din România este momentul anual în care ne arătăm în mod oficial recunoștința față de pompierii români, care prin efortul și munca lor zilnică, în mai bine de 150 de ani, au demonstrat că sunt capabili de sacrificiu și eroism, dacă ne gândim aici la evenimentele din dealul Spirii în 1848, chiar în ziua de 13 septembrie. De-a lungul istoriei, pompierii și-au îndeplinit misiunile cu patriotism și consecvență, fiind permanent în slujba cetățenilor și a țării. Vreau să reamintesc că în acest an au dat dovadă de profesionalism, curaj și implicare în ajutorarea Greciei, alături de alte instituții ale statului nostru. Mi-aduc aminte că unii dintre ziariștii greci, sau chiar grecii înșiși și mulți dintre ei, spuneau că sunteți de pe altă planetă. Nu sunteți de pe altă planetă, sunteți de aici, din România. Și asta ne face pe noi toți să fim mândri de dumneavoastră. Am remarcat de asemenea modul responsabil în care ați continuat să vă îndepliniți sarcinile de serviciu în lupta împotriva calamităților, dezastrelor naturale sau din cauza umană pe plan intern. Ați fost și veți rămâne o instituție de suport fundamentală, garantul stării de normalitate în cadrul comunităților, precum și al drepturilor la viață, la proprietate privată și la sănătate. Vă doresc multă sănătate, succes în activitate și vă asigur de întreaga mea prețuire. La mulți ani! Avem rugămintea și onoarea să limităm la microfon și pe domnul primar al municipiului. Mulțumesc, domnul comandant. Astăzi, 13 septembrie, este despre dumneavoastră. Sunteți eroii noștri. Acolo este unde este un foc, dumneavoastră sunteți pavăza noastră. Acolo unde apele ne-au pus probleme, dumneavoastră ați venit și ați pus un dig. Acolo unde a fost o viitură, dumneavoastră ați fost primii care ați sărit să ne apărați bunurile, viețile
și tot ce ne aparținea. Ce poate să fie mai frumos? Voi sunteți eroii zilelor noastre, așa cum ați demonstrat prin colegii dumneavoastră în Grecia. Cuvintele sunt de prisos. Drept urmare, eu vă mulțumesc în numele cetățenilor din Călăraș, vă mulțumesc în numele meu și vă urez să aveți sănătate, prosperitate și tot ce vă doriți împreună cu familiile dumneavoastră. La mulți ani! Și avem rugămintea ca de obicei, doamna doctor Găniță. Bună ziua și am deosebită onoare să vă mulțumesc pentru tot ajutorul. Să vă spun că sunteți cei mai buni, cu adevărat suntem cei mai buni și ați dat dovadă de nenumărate ori. Lupta contra timp și contra bolilor și contra tot ce ne înconjoară a demonstrat asta. Împreună cu voi care sunteți pompieri, împreună cu noi care suntem smurt, avem dreptul și avem această mare onoare de a apăra sănătatea noastră, a voastră, a celor dragi și a tuturor. Încă o dată la mulți ani de ziua noastră și luați în considerare că sfatul vostru este foarte important pe lângă cei din jur. Vaccinați-vă ca noi toți să fim sănătoși, să fie sănătoși toată familia noastră, să fie sănătoși toți cei care ne sunt dragi și care ne înconjoară. Încă o dată, la mulți ani tuturor și la mulți ani pompierilor dragi din România. Suntem mândri de voi și vă doresc multă, multă sănătate! Mulțumim mult doamnei doctorii și doamna doctora Arabol lângă noi și vreau să luați ca atare și exemplu al vaccinării. Știu că mai sunt cadre printre noi care au reticența de a face vaccin. Doamnele doctor, sunt aici, chiar puteți să vorbiți după festivitate, să vă mai explice ce se întâmplă cu, mai ales cu cei nevaccinați. Sunt aici și vă pot spune lucrul acesta. Chiar dacă suntem destul de bine ca și instituție la vaccinare, dar cred că ar fi bine să vorbiți cu dumneavoastră doctor, să vedeți ce se întâmplă în unitatea de primiri urgențe și în spital și doamna doctor Arabol vă poate spune de câte cazuri știe și dumneavoastră, cel puțin pe latura Ministerului de Interne. Dați-mi voie în continuare să dau citire și mesajul Inspectorului General cu ocazia Zilei Pompierilor din România. Ziua de 13 septembrie reprezintă simbolul eroismului pompierilor români. În urmă cu 173 de ani, predecesorii noștri au scris cu litere de foc istoria țării, pe frontispiciu căreia se regăsesc năzuințele de libertate socială, independență și unitate națională a poporului român. Apogeul actului de eroism al pompierilor l-a constituit bătălia din dealul Spirii de la 13 septembrie 1848, data la care românii au pierdut 80 de soldați și 2 ofițeri din compania de pompieri condusă de capitanul Pavel Zăgănescu. Tradițiile pompierilor români înscriu și alte fapte memorabile de curaj, cum ar fi participarea la războiul de independență sau apărarea vieții și bunului pe timpul bombardamentelor din cele două război mondiale. Odată cu înființarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în anul 2004, mi s-a deschis drumul marilor provocări. Ne-am asumat atunci responsabilitatea continuă a procesului de dezvoltare instituțională, care să ofere comunității o structură modernă și flexibilă, capabilă să gestioneze cele mai dificile situații. În tot acest timp, prin acțiunile dumneavoastră curajoase, ați reușit să ștergeți multe lacrimi și să umpleți sufletele de recunoștință. Sunteți un scut stabil și puternic pentru societatea civilă, profesionalismul și seriozitatea cu care vă faceți datoria au contribuit premisele încrederii de care această armă se bucură în mod constant din partea cetățenilor. Această încredere este consolidată prin fiecare misiune și prin fiecare viață salvată. Serviciul de calitate oferit comunității trebuie să fie definitoriu misiunilor noastre și trebuie susținut cu temenice pregătiri și cu echipamente performante de intervenție. Tocmai de aceea au fost și rămân prioritare proiectele destinate creșterii performanței, pregătirii
și nu în ultimul rând eficientizării intervențiilor la care suntem solicitați. Soluționarea optimă a tipurilor de evenimente cu impact major asupra vieții ne cere identificarea continuă a soluțiilor performante care să armonizeze și să flexibilizeze acțiunile tuturor factorilor implicați în procesul de gestionare a situațiilor de urgență. Avem datoria să nu uităm pe camarazii care au plătit cu propria viață pentru ca alții să trăiască. Gândurile noastre se îndreaptă către pompierii care au pierdut lupta cu viața răpuși de inamicul invizibil care schimbă destine, și anume COVID-19. Să ne rugăm pentru odihnă veșnică a colegilor noștri care acum veghează în cer. Am deplină convingere că spiritul de echipă, coeziunea și susținerea reciprocă vor rămâne definitorii pentru menținerea climatului de încredere, motivant, deschizător de drumuri către reușite. Vă mulțumesc tuturor pentru eforturile și sacrificiile pe care le faceți pentru îndeplinirea obiectivului principal al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, protejarea și salvarea cetățenilor. La acest aniversar vă felicit pentru activitatea depusă și rezultatele profesionale obținute alături de sincere urări de sănătate și în privire în plan profesional și personal. La mulți ani semnează Inspector General, domnul General Major Dan Paul Iamani. Acum, domnule prefect, vreau să ne permite să trecem și la un mic ceremonial de avansare în grad pentru colegii noștri care au avut rezultate meritorii. Ar trebui să fie mai mult, dar atâtea ne-au fost alocate, 8 indicatori, așa că 8-5 avansăm. Da, doamna Bogdan, vă rog. N-avem mai putem să bucurăm, dar... Aș dori și eu să urez la mulți ani tuturor colegilor, atât din cadrul unității, cât și din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, să fim sănătoși și să avem putere de muncă. Înainte de a da citire ordinelor de avansare, domnule inspector șef, vă rog să-mi permiteți să citesc ordinul domnului inspector general de numire în funcție a domnului prim adjunct. În conformitate cu ordinul inspectorului general numărul 2084, PRIG, din 1 ianuarie 2021, începând cu data de 1 ianuarie 2021, domnul locotenent colonel Stoian Codruț Valentin, șef centru operațional 2, se numește în funcția de prim adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Călăraș și va fi numit pe poziția numărul 2 din statul de organizare. Mulțumim, felicitări, luați loc în formație acum. Și Ordinul Ministrului Afacerilor Interne numărul 177 din 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare în unitățile Ministerului Afacerilor Interne cu ocazia zilei de 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România, cadrele militare care s-au distins prin modul de îndeplinire a atribuțiilor, prin pregătirea profesională și comportarea demnă, se înaintează în gradul militar următor, înaintea expirării stagiului minim în grad, după cum urmează. În gradul militar de locotenent colonel, doamna major Smâdu Ion Floriana și domnul major Cernea Gheorghe Alexandru. Domnul prefect, mă ajutați? Asta le mai dăm? Astea noi? Da, mai poate le dăm. Astea le luăm, poate mai are altcineva nevoie de ele. Prefect. Așa, vă rog că sunteți mai îndemn. Relați dumneavoastră. Lăsați-mă, da, am înțeles. Ce să facem cu doamnele, domnișoarele? Nu să ne prindem cu sport așa. Ori ne-ai pus fizic aici. Nu,
felicitări. Hai că la tine merge mai rapid. Mai rapid, da. Mai rapid, da. În gradul militar de plutonier ajutant șef, doamna plutonier ajutant Morariu Valentin Iulia Gabriela, domnul plutonier ajutant bărbierul Gheorghe Florin și domnul plutonier ajutant Șandru Crăciun Nicușor. Cu domnul Nicușor. Începeți cu domnul mai repede. Nu trebuie, nu emoții, stai nimic, nu... Oricât de astea mă avem, nimic. Felicitări! Mulțumesc! Am bătrân și Nicușor. Sunt cu țelă în mă. Și în gradul militar de plutonier ajutant, domnul plutonier major Bilibog Dan Gheorghe Andrei și domnul plutonier major Dode Marin Vasile. Misiunile din Grecia, după cum știți și de la Inspectoratul Călăraș au participat la misiune în Grecia, cei doi subofițeri, domnul plutonier ajutant Neagru Laurențiu Mădălin și domnul plutonier ajutant Zanfir Costel, urmarea misiunii din Grecia, au fost avansați, recompensați și avansați înaintea expirării gradului minim în termen, în mod excepțional, la gradul de plutonier ajutant șef. Dumnealor astăzi la ceremonia lor de la Palatul Cotroceni, în afară de felicitările președintelui pentru cei care au fost în Grecia, mai semnează și drapele de luptă pentru alte 16 inspectorate județene din țară și un ceremonial militar la Palatul Cotroceni. Chiar și când au plecat, că toată lumea se uită așa, să pleacă în Grecia, și la întoarcerea întrebat dacă au avut și timp să bazișe ei piciorul măcar un pic în apă, n-au avut timp nici măcar de lucru acesta. Chiar s-a muncit și chiar au avut o experiență și frumoasă, cum spunem noi pompierii, pentru incendiu, dar și tragică la ce au văzut și imensitatea focului. Și mai ales în partea a doua, că au fost două misiuni în apă și mai... Dar s-au întors sănătoși acasă, fără probleme. Mulțumim de la secția de pompieri Dragalina, domnului Dima Iulian Florin de la secția de pompieri Lecliu Garea, domnului Viorel Vasilarie de la detașamentul de pompieri Oltenița. Alături de cei nominalizați să le mulțumesc din suflet tuturor. A fost sau sunt 2 ani de zile foarte, foarte grei, cu mult stres. Și chiar vorbeam cu domnul prefect luna trecută și vis-a-vis de incendiile astea de miriști, ne apropiem din păcate la numărul de incendii de anul trecut. Sperăm să nu depășim chiar așa
mult, dar avem intervenții și împreună cu ceilalți colegi din Ministerul de Interne participăm la accidente rutiere, la tot felul de misiuni și din ce în ce mult mai dificile și mai complexe. Și de aceea dați-mi voie să le mulțumesc încă o dată, să le urez din nou multă sănătate și multă putere de muncă. Să sperăm că nu mai ies așa de mulți la pensie, că avem structurile astea ale Ministerului de Interne, avem mari probleme. Chiar dacă, sincer, acum ne dorim cu toții să... Asta e fluxul vieții. Da. Dați-mi voie acum că am discutat de pompierii profesioniști. Din ce în ce mai mult se apropie de profesioniști și colegii noștri de acum sunt cei îmbrăcați în roșu, sunt pompieri voluntari. Dacă ceilalți mai sunt și pătiți, că asta nu e meseria, dumnealor fac această activitate, această muncă, fără a fi plătiți și doar din pură pasiune și dragoste pentru sprijinul cetățenilor din județ, din municipiul Călăraș. Felicitări și o rog pe doamna dr. Gheorghiță să mai mâneze și dumneai niște diplome. Tot așa, ar fi trebuit să dăm la mult mai mult, dar ne rezumăm la câțiva, că nu putem acum să dăm la toți 100 de aici. Încă o dată, dragi voluntari ai Sinătului, dragi colegi, vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul. Știu că nu este ușor, e o perioadă grea pentru toți. Toți meritați să fiți recompensați cu o diplomă și cu orice altceva. Eu personal vă mulțumesc de tot sprijinul. Vă asigur că în continuare aveți stima, aveți aprecierea mea și vă doresc din suflet multă, multă sănătate. Voi mâna diplomele pentru voluntarii din cadrul Miss Călăraș, după cum urmează. Andrei Alin Smaranda se acordă voluntarului. Un voluntar de excepție. Un băiat exemplu. Bravo! Daniela Alexandru Idu. Daniela, felicitări și încă o dată, ea este una dintre voluntarii cei mai vechi ai noștri, au dat dovadă de foarte mult profesionalism, sunt studenți, au terminat o facultate, sunt absolvenți, au terminat un masterat și vin să facă voluntariat frumos alături de dumneavoastră. De aia trebuie să avem aprecierea noastră de două ori față de cei, poate voiau altceva, dar ei au ales asta. E o meserie frumoasă și presupune foarte multă dedicație. Bravo! Felicitări! Cosmin Georgian Șuțu. Felicitări! Succes! Ștefan Andrei Fotă. Elisa Angelica Grosu. Felicitări. Radu Alexandru Ioniță. Felicitări. Oana Alexandru Constantin. Jasmina Mihaela Bălan. Rodica Fănica Dincan. Îi felicităm pe toți cei prezenți și pe cei care nu au putut să ajungă din motive bine cunoscute, că astăzi începe și școala pentru copii și mulți dintre dumneavoastră trebuie să îi însoțească, să le dea curaj la cei mici să înceapă. Felicitări încă o dată și cei mai noi și mai tineri voluntari.
o să îndrăgească și mai mult alături de colegii lor care sunt de 4 ani, de 5 ani, sunt voluntari și chiar vin foarte des. Domnule prefect, am cam ajuns la finalul ceremonialului. Dați-mi voie încă o dată să vă mulțumesc și să mulțumesc tuturor care ați venit, ați onorat astăzi invitația și vă asigurăm în continuare de tot sprijinul și de colaborarea noastră. Sperăm să vină vremuri cât mai liniștite și cât mai bune pentru toți. Iar colegilor, încă o dată, multă sănătate, la mulți ani încă o dată, să ne și distrăm în limitele actuale ale prevederilor legale. O să vină cu siguranță, așa cum și domnul prefect și doamnele doctor ne-au tot spus, să ne vaccinăm și cu siguranță o să trecem și peste perioada asta un pic mai neagră din societatea noastră. Mulțumim încă o dată. Mulțumim și noi, la mulți ani!